Capitale, acolo unde este ședință de Consiliu General, Gabriela Firea. Funcționează să finalizăm cât mai curând proiectele de infrastructură și de investiții care au fost începute acum câțiva ani și nu și-au găsit o rezolvare și voi prezenta fiecare proiect în parte, dar și proiectele care sunt începute în mandatul meu. Aș vrea să încep această prezentare a stadiului activității la aceste proiecte cu cel mai complex proiect care se află în construcție în capitală și mă refer la străpungerea Ciurel Nod Virtuții. Cei care ați urmărit acest subiect știți foarte bine că acest proiect a început acum 10 ani, trebuia să fie finalizat în 2014, deci acum 4 ani de zile, are o valoare investițională de 128 de milioane de euro. Când l-am preluat la finalul lui 2016, era realizat ca și stadiu de o proporție, un procent de 13%. Consider că era un procent nesatisfăcător. Proiectul era complet blocat. Am constatat că erau atât probleme financiare, dar și grave probleme tehnice. Proiectul inițial a fost realizat greșit, nu se luau în calcul o serie de rețele edilitare care trebuiau deviate pentru ca lucrările să poată continua. S-au făcut eforturi pentru recuperarea întârzierilor, astfel încât, în acest moment, pot să vă aduc la cunoștință următoarele. În privința nodului rutier Virtuții, podul Hobanat este realizat în proporție de 90%, în timp ce întregul tronson, nod rutier Virtuții, este realizat în proporție de 70%. Puteți și dumneavoastră să calculați, să vă dați seama că este un real progres. De la un stadiu de 13%, acum procentele sunt, putem afirma deja, aproape de finalizare. Termenul de finalizare este strâns legat și condiționat de exproprierile restante, circa 10%, și relocarea traseelor instalațiilor Enel. Dar cu siguranță, până la finalul anului viitor, acest obiectiv de investiții foarte important, de infrastructură mare, va fi finalizat și atât eu, cât și consilierii mei, de asemenea cât și doamnele și domnii directori, suntem cu toții extrem de motivați și implicați în finalizarea acestei investiții. Cât privește străpungerea autostrăzii A1, proiectul inițial prevedea un culoar de expropriere care, în acest moment, dacă ar fi să urmărim proiectul inițial, ar trebui să expropriem 200 de imobile, practic ar trebui să fie demolate 200 de clădiri, multe dintre ele construite în ultimii ani. Vă dați seama ce efort bugetar imens ar însemna pentru Primăria Capitalei, dar de asemenea și ce nemulțumire din partea cetățenilor care și-au construit în acea zonă case sau alte imobile cu diferite funcțiuni, închirieri, birouri și așa mai departe. Ținând cont de aceste lucruri, am redesenat traseul de expropriere, astfel încât am ajuns acum la un proiect care să cuprindă un necesar de expropriere, deci de demolare, de doar 20 de imobile, de la cele 200 pe care ar fi trebuit să le demolăm dacă am fi ținut cont de proiectul inițial, deoarece, așa cum am afirmat, deoarece nu s-a realizat un puz în zonă, primăria de sector a dat în anii trecuți autorizații de construire, neștiind care este, practic, evoluția proiectului mare din partea Primăriei Capitalei. După realizarea puzului și aprobarea acestuia în Consiliul General, va începe procedura de expropiere în vederea realizării, dar, repet, a 20 de imobile și nu a 200 de imobile. În privința unui obiectiv de investiții, de asemenea, foarte important și în legătură cu care am mai discutat cu dumneavoastră, dar vreau să le aduc la cunoștință atât cetățenilor din zonă care locuiesc în această zonă importantă, dar și a celor care o tranzitează. Și mă refer la prelungirea Ghencea. Studiul de fezabilitate realizat de Compania Municipală Dezvoltare Durabilă va fi predat în câteva zile, deci pe data de 6 septembrie. Costurile pentru acest studiu reprezintă 320.000 de euro. Mult, infinit mai puțin față de cât ar fi costat un astfel de SF dacă ar fi fost realizat pe piața liberă și, în primul rând, s-ar fi realizat în mult mai mult timp. Iată, deci, că subliniez și utilitatea
și necesitatea înființării companiilor municipale. Vedem deja efectele, reduceri de cheltuieli și realizarea acestor proiecte extrem de importante într-un timp mult mai scurt. Și calitatea, de asemenea, veți vedea că nu va mai avea astfel de situații în care un proiect realizat în birou, fără a se ține cont de ceea ce se întâmplă în teren, practic, generează pierderi în lanț pentru că timpul de execuție crește și, de asemenea, acordarea situației din proiect cu ceea ce se întâmplă la fața locului în teren. Proiectul presupune lărgirea și modernizarea bulevardului Ghencea pe o lungime de 6 km, începând de la capătul tramvaiului 41 și până la șoseaua de centură. Noua arteră va avea câte două benzi pe sens, linie de tramvai în zona mediană, piste de bicicliști, trotuare cu o lățime de 6 metri, spații verzi între trotuar și partea carosabilă de 3 metri. Toate intersecțiile cu drumurile laterale vor fi reamenajate, iar cele cu străzile Brașov, Valea Oltului și Râul Doamnei vor fi semaforizate. Se va realiza de asemenea un nod intermodal, tramvai 41, autobuze și microbuze, ale liniilor preorășenești și o parcare de tip park and ride cu o capacitate de 300 de locuri, dar pe care intenționăm să o extindem la o capacitate de 500 de locuri. Proiectul propus se va corela cu nodul rutier de la Domnești, care se află în coordonarea CNAIR, deci în subordonarea Ministerului Transporturilor, o instituție a Guvernului României, prin care se realizează legătura cu centura capitalei. S-au realizat deja studiile topo, studii geotehnice și de trafic. În ceea ce privește un proiect extrem de important pentru ameliorarea traficului sufocant din zona de nord a capitalei de această dată, și mă refer la proiectul supralărgire șosea Fabrica de Glucoză. Aici despre ce este vorba. Lucrările de asemenea au stagnat, am găsit o situație mai mult decât complexă, în sensul în care proiectul nu putea fi demarat, nu se putea semna ordinul de începere a lucrărilor. Am reușit deblocarea acestui anul trecut, când am și semnat contractul, după o perioadă de soluționare a situațiilor legate și de exproprieri și de contestațiile care au avut loc în legătură cu acest proiect. Costul total actualizat al obiectivului de investiții este de circa 12,3 milioane de euro. Termenul de execuție este de 15 luni de la semnarea ordinului de începere a lucrărilor, însă am discutat cu executantul posibilitatea reducerii acestui termen de 15 luni la un an de zile. Prima etapă constă în desființarea imobilelor aflate pe culoarul de expropriere, după care se va trece la executarea propriu-zisă a lucrărilor, după cum urmează. Și vă dau doar câteva elemente. Lărgirea la 4 benzi a 1,8 km de stradă, câte două benzi pe sens de câte 3,5 metri. Realizarea trotuarelor cu înălțime de 4,5 metri, reconfigurarea intersecțiilor pe care șoseaua Fabrica de Glucoză le traversează și racordarea la viitoarea intersecție cu sens giratoriu a autostrăzii A3 București-Ploiești-Brașov. Canalizare, spații verzi, iluminat stradal, parcare și tot ceea ce este nevoie pentru un obiectiv de investiții finalizat din toate punctele de vedere. Așa cum spuneam, au existat modificări substanțiale ale proiectului inițial, generate de faptul că în tot acest timp s-a construit foarte mult în zonă, aceeași situație pe care v-am explicat-o și în legătură cu podul Ciurel. Și s-au schimbat, practic, elemente de la fața locului. Rețele de apă, canal iluminat, liste de cantități. Se vor executa, de asemenea, 12 refugii pentru stațiile de autobuz, la care infrastructura și suprastructura conțin aceleași încadrări de refugii de tramvai, ele fiind prevăzute ulterior în urma solicitărilor RATB. De asemenea, câteva lucrări care, și o spun cu toată răspunderea și ca fost senator de Ilfov, ar fi putut fi demarate cu mult înainte, cu mulți ani înainte, dar nu a existat interes. Din păcate, o spun și cu durere în suflet, pentru că nu-mi face nicio plăcere să spun că se putea lucra mai mult și mai bine anterior, fiindcă nu cred că mai este momentul acum să mai arătăm atât de mult ce nu au făcut predecesorii, ci să spunem ce am realizat noi.
eu și echipa de la Primăria Capitalei, dar aceste proiecte au fost discutate și solicitate, în special de orașele vecine cu municipiul București, dar din nefericire la PMB, la acele momente, nu a existat deschidere pentru aceste lucrări de infrastructură care ar fi contribuit de asemenea la deblocarea traficului din zona de nord a capitalei, o zonă prin care știm că se tranzitează din toată țara, nu din, doar din orașele și comunele ilfovene, ci din toată țara se pătrunde în București prin acea zonă. Și mă refer la pasajele doamna Ghica, Andronache, Petricani. Am demarat așadar anul acesta trei proiecte importante legate de închiderea inelului median de circulație în București. În prezent se află în curs de realizare studiul de fezabilitate pentru pasajul doamna Ghica și sunt refăcute studiile pentru nodurile rutiere Petricani și Andronache. Să le luăm pe rând și sintetic. Pasajul doamna Ghica. Compania Municipală Dezvoltare Durabilă a depus oferta tehnică pentru studiul de fezabilitate a proiectului. Costul este de circa 160.000 de euro, iar termenul asumat de execuție de 3 luni. Pasajul este delimitat astfel. Pe Bulevardul doamna Ghica, adică pe direcția est-vest, pasajul se întinde de la intersecția cu Bulevardul Lacul Tei și șoseaua Petricani până la intersecția cu strada Constanța. Pe Colentina, direcția nord-sud, pasajul ține de la intersecția cu strada Silvia până la strada Cremenița. Nodul rutier Andronache. Proiectul vizează construirea unui pasaj denivelat superior peste calea ferată București-Constanța, amenajarea acceselor pentru riverani și zone de întoarcere sub pasaj. Oferta tehnică pentru studiul de fezabilitate a fost depusă cu o valoare de circa 87.000 de euro și un termen asumat de realizare de 3 luni. Atât termenul de realizare, cât și suma pentru SF, sunt incomparabile cu orice ofertă am fi obținut de pe piața liberă și cu orice ofertă care a fost realizată anterior în beneficiul Primăriei Capitale de către alte companii, pentru că am cerut și eu câteva astfel de exemple și sumele erau foarte mari și termenele de finalizare îndelungate. Pod rutier Petricani. În ceea ce privește Andronache, aș mai vrea să subliniez faptul că lucrările se întind și de la intersecția șoseaua Andronache cu intrarea Andronache până la intersecția dintre Bulevardul Eroilor cu strada Ardealului și strada Popasului, aparținând orașului Voluntari. Podul rutier Petricani. Oferta tehnică s-a depus chiar astăzi și mă bucur că pot să vă dau această informație în premieră și are o valoare de circa 210.000 euro și termen de finalizare 4 luni de la data atribuirii contractului. Deci vorbim acum de realizarea unor proiecte și SF-uri de către compania durabilă a municipiului în luni de zile, nu în an de zile, și cu zeci de mii de euro sau sute, dar cu cifră mică, la început, nu cu milioane. Revizuirea studiului de fezabilitate are în vedere realizarea proiectului în două etape. În prima etapă se asigură legătura București-Voluntari printr-un pasaj fie subteran, fie suprateran, în funcție de soluția indicată de studiul de fezabilitate. Se asigură traversarea căii ferate București-Constanța și legătura în partea de sud dintre rampele pasajului și intersecția cu șoseaua Fabrica de Glucoză, respectiv acces A3, autostrada București-Ploiești. Tot în această etapă se rezolvă amenajarea accesului pentru riverani. În etapa a doua, încadrarea în aliniamentele prevăzute conform puzului, închidere inel median de circulație în zona de nord, care vor ține cont de proiectul de lărgire a șoselei Fabrica de Glucoză, despre care am vorbit acum câteva momente, precum și de finalizarea proiectului a treia autostrada București-Ploiești. Se va circula pe patru benzi, vor fi trotuare pe ambele părți ale carosabilului, drumuri colectoare pentru riverani și spațiu verde.